Aici Radio Europa Liberă. Actualitatea românească. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu și Emil Hurezeanu. O avalanșă de știri, de informații, de demonstrații. Știm cum începem, nu știm cum vom continua. Este controversat. Violență incredibilă din tabul omului. Făcând gust de armă, împotriva unei populații neînarmate, care n-a făcut de zi. Actele de disperare și distrugere ale populației. Declanșate de liberație. A fost efectul de primării sângeroase în destinație la Arași. Actele de furie populare au fost declanșate. Singurele constatări care s-au putut face au fost în latura din spectarea Universității, a restaurantului continental, pe trotuar se află trei cadavre. Două de bărbat și unul de femeie, din care unul de bărbat și unul de femeie cu fața în jos și unul de bărbat cu tot lateral dreapta. Două trotuar. Cel de femeie cu o plagă împușcată a capului cu împrăștirea parțială a creierului. Cadavrul este pe după spate și capul este de vizurerie. Picioarele de trotuar la o distanță de aproximativ 3 metri
de peretele din grădină. Cadavrul de bărbat este căzut pe partea stângă, picioare lângă porta de divers, capul orientat spre strada universității. În ultim, cadavrul de bărbat a fost descoperit în curul de intrare a imobilului numărul 1 de pe strada universității, căzut lateral. Luptăm împreună pentru asta, nu vă mai întoarceți la comunism, nu mai acceptați propunerile comunistilor și securiștilor, există asociați. Thank you.